S-a mărit ziua și e vremea să mai facem niște filme din mașină. De data asta la lumina zilei, nu noaptea, așa cum vă obișnuise. Înainte de a discuta despre subiectul pe care vreau să-l abordez astăzi, și filmul fac tot în mașină din cauza lipsei timpului liber, deci înainte de a aborda subiectul despre care vreau să discut sau pe care vreau să-l abordez, fac o scurtă paranteză. Și anume că se pare că am niște fani cu ghilimele de rigoare, niște băieți care dețin canale mult mai vizionate decât, mai urmărite decât canalul meu, cu mult mai mulți abonați, foarte bine, bravo lor, nu e nicio urmă de invidie aici, care însă vizionează filmele mele, fără să recunoască lucrul acesta, cu ghilimele de rigoare fură idei de la mine și apoi le expun în filme de ale lor, pe canalele lor, ca și cum ar fi descoperit America. Și vă dau două exemple, doar două exemple pe care le puteți verifica foarte ușor pe două canale diferite, destul de cunoscute la noi. Mă rog, printre noi iubitorii de animale, să zicem așa, de viață la țară, de agricultură, zootehnie, etc. Subiectul numărul 1, ou fals sau ou de plastic, folosit pentru a combate într-o anumită măsură consumul de ou de către găini. Și al doilea subiect, gritul la păsări, deci nu gritul la porumbei. Grit, știm, acel amestec de cărămidă pisată și scoică pisată. Deci, atenție, nu utilizarea gritului la porumbei, ci utilizarea gritului la toate păsările de curte, în special la familiile de găini de rasă pe care le avem închise pe box. După ce am discutat eu despre aceste lucruri, la un anumit interval de timp, doi băieți care repede țin și ei canale mult mai vizionate decât, mult mai mari decât canalul meu, au abordat la un anumit interval de timp, au abordat aceste teme, așa cu o siguranță de zicei că, cum să spun, că au fost primii care au discutat despre chestiunea aceasta. Foarte important, foarte interesant este că până să discut eu, ei n-au scos un cuvințel nici măcar întreagăt în alte filme de ale lor. Dar nu-i problemă că nici eu nu dețin adevărul absolut, nici eu nu le știu pe toate și eu învăț în permanență. Nu eu am inventat foarte multe lucruri, sau mă rog, n-am inventat mai nimic până la urmă, că nu sunt un inventator cu brevet. Diferența dintre mine și ei este că informațiile pe care le am eu și pe care vi le furnizez și vouă sunt obținute în ani, în aproape 40 de ani de studiu, aproape pot spune sute de cărți citite, mii de pagini citite, despre creșterea animalelor în general, despre animale în general, domestice, sălbatice, despre zootehnie, avicultură în particular și așa mai departe. Ei nu fac altceva decât să-și extragă informație de pe canalul meu și de pe alte canale, după care prezintă pe canalul lor ca și cum le-ar aparține. Nu. Așa cum informația pe care eu v-am furnizat-o în urmă cu ceva vreme nu mi-a aparținea și eu o am repet din cărți, nici lor nu le aparține, au luat-o de pe canalul meu sau de pe alte canale și vă furnizează vouă. Asta nu e rău. Important este ca informația să fie distribuită și să ajungă la cât mai mulți dintre cei care au nevoie de ea. Problema apare atunci când, plagiind, culegi informația, dar incomplet, și o furnizezi, fie incomplet, fie prost. Acolo apare marea problemă. Dar trecem peste această chestiune, e foarte ușor. Foarte ușor puteți să identificați despre ce canale vorbesc și care sunt filmele la care fac referire. V-am dat doar două exemple, sunt mai multe. Bun, am trecut peste această mică paranteză, mă rog, mică. Deja au trecut aproape 5-4 minute, deci nu e mică deloc. Și vreau să discutăm astăzi despre găinile de ouă. Așa numitele în popor găini roșii de ouă. Ideea de a discuta despre acest subiect mi-a venit vizionând în urmă cu ceva vreme un clip pe un canal de YouTube simpatic. Face parte dintre acele canale despre care vorbeam eu că mă uit pentru că mi se par simpatice. Nu pentru că aș învăța ceva de acolo, ci pentru că mi se par simpatice. Vorba despre o familie care s-au mutat de la oraș la țară, locuiesc într-o rotă și au amenajat o curte și au cumpărat niște păsări de curte, fac un fel de agricultură ecologică, sau mă rog, încearcă să facă un fel de agricultură ecologică. Îmi scapă acum numele canalului, este foarte ușor de identificat, probabil că foarte mulți dintre voi știți despre ce vorbesc. Bun. Oamenii ăștia vreau să-și cumpere găini și au amenajat un coteț, un țarc exterior, s-au dus undeva într-un târg,
și au cumpărat vreo 20 de găini roșii de ouă, au venit cu ele acasă și au zis, mamă, am dat lovitura. Ne-am ales cu niște găini extraordinare. Când am văzut acel film în care ne prezentau ei nouă, ne prezentau achiziția pe care o făcuseră, m-a bufnit râsul. Pentru că știam ce urmează să se întâmple. Ei bine, destul de repede entuziasmul lor a scăzut foarte mult în intensitate, pentru că au început problemele. Dacă inițial găinile ouă foarte bine, după aceea au început să ouă din ce în ce mai slab, au început să moară unele dintre ele, nu consumau cum trebuie mâncare și lista poate continua. Și atunci mi-am dat seama că nu-i nimic de râs în toată chestiunea asta și mi-am dat seama că, de fapt, sunt foarte mulți oameni de bună credință, foarte mulți dintre ei se mută de la oraș la țară. Sper că s-a auzit ceva până acum, pentru că aveam geamul lăsat. Mie nu-mi place să merg cu aer condiționat la mașină, îmi place să merg cu geamul lăsat, așa, ca tiniștii. Uneori mai scoși o mână pe geam, nu e niciun fel de problemă. Nu e dovadă de proastă creștere. Pur și simplu așa îmi place mie. Revenind la găinile noastre, ca să zic așa, deci sunt oameni care efectiv nu știu. Și atunci oamenii ăștia trebuie informați. Și dacă ai informație, de ce să nu o oferi? Eu am pe principiul ăsta am mers într-una. Și chiar dacă sunt unii care îmi plagiază canalul meu și uneori o fac mai bine sau mai puțin bine, ca să nu spun mai prost sau foarte prost. Deci chiar dacă sunt și din ăștia, informația pe care eu vă ofer, nu o ofer lor. Vă ofer vouă, abonații acestui canal sau cei care urmăriți acest canal fără să fiți abonați și care urmăriți pentru că vreți să aflați lucruri noi. Da? Sau pur și simplu urmăriți de plăcere. Poate nu aflați nimic, poate știți tot ceea ce spun eu. Dar cu toate astea urmăriți acest canal dintr-un motiv sau altul. Vă plac animalele mele? Nu știu. Pot fi N motiv. Deci, în lume, producția de ouă, până în urmă cu ceva vreme, producția de ouă de larg consum, să zic așa, deci ouăle care se găsesc de cumpărat, pentru de cumpărat în orice magazin, era asigurată de către acele găini pe care noi le numeam în popor rachete. Adică sunt niște găini albe de ouă, de dimensiuni destul de mici, cu o talie mică, cu o creastă foarte mare. Este un Leghorn alb, de fapt, strămoșul găinii italiene. Sau, dacă vreți, un Leghorn linie de producție sau o italiană linie de producție. Acum e puțin forțat ceea ce spun, dar despre asta este vorba. Leghornul alb, italiana albă, italiana în general, rasa găinile italiene. Leghornul și aceste găini de producție de ouă au toate un strămoș comun. Doar că cele crescute în ferme intensiv sunt o linie foarte, foarte productivă. Bun, aceste găini fac o albă și de dimensiuni ceva mai mici. Numai că, la un moment dat s-a constatat că oamenii căutau mai mult ouăle colorate decât, sau preferau să cumpere mai mult ouăle colorate decât ouăle albe. Probabil că, psihologic vorbind, era manifestarea unor reminiscențe din copilărie atunci când, fiind la bunici, bunicii ne ofereau să mâncăm ouă de țară, ouă provenite de la găini de țară. Și știm cu toții că într-o curte găinile țărănești fac ouă de la coajă albă integral până la coajă aproape roșcată, da? Unele chiar cu o coajă spre maroniu, seamănă ca ouăle lor, seamănă cu ouăle de maras de slabă calitate. Și atunci oamenii probabil inconștient, involuntar, da? Gândindu-se fără să-și dea seama la episoadele din copilărie, căutau în magazine nu acele ouă albe și de dimensiuni ceva mai mici, ci acele ouă colorate, acele ouă roșii. Ăsta este motivul pentru care la un moment dat a început să ia vânt foarte puternic. Haideți să le spunem rase. Ele sunt denumite hibrizi comercial de ouă, dar mie nu-mi place această denumire, pentru că hibrid înseamnă o încrucișare între două animale rudite, dar care fac parte din specii diferite. Ăsta este hibridul. Catârul este un hibrid, adică dacă împrechem un armăsar cu o măgăriță sau un măgar cu o iapă, obținem un produs care este steril și care se numește catâr. Ăla e hibrid. Da? Hibrid se poate obține din rață leșească și rață comună, din fazan și găină, din lup și coyot, din cal și zebră. Deci specii... Hibrid poate se obține din două specii de gâște diferite, da? Gâsca cenușie, gâsca caradiană.
Mă rog, asta este, iarăși fac o paranteză, fac multe paranteze, sper că nu deranjează. Nu se numește gâsca canadiană și nici gâsca de Canada. Denumirea corectă este gâsca Canada. Și nu e cacofonie, e acceptată. Dar sigur că în limbajul popular ea e denumită gâscă canadiană sau gâscă de Canada. Și eu folosesc, deși știu că nu este corect. Denumirea corectă este gâsca Canada. Nici canadiană, nici de Canada. Bun. Deci ăsta este hibridul. Găinile acestea nu sunt un hibrid. Sunt niște găini dintr-o linie de producție, producție de ouă, putem să o numim chiar o rasă. Și cele mai performante, de fapt, găinile care au ocupat mapamondul, ca să spunem așa, în ceea ce privește producția de ouă, sunt două foarte cunoscute, Isa Brown și Lochman Brown. Se deosebesc prin foarte puține lucruri, intensitatea culorii penajului, nuanță, sunt câteva chestiuni, dar dacă pui o Isa Brown lângă o Lochman Brown, s-ar putea ca 90% dintre cei care le privesc să nu le deosebească, dacă nu chiar 99%. Ideea este că sunt două, hai să le spunem ce rase, deși este puțin impropriu spus, sunt două linii de producție, două rase, dacă vreți, de producție, cele mai cunoscute pe întreg mapamondul. Da? Cea mai mare parte, cel mai mare procent dintre ouăle pe care le găsim în comerț provin de la găini Isa Brown sau Lochman Brown. La nivel mondial, nu doar în România. Da? Ele se obțin în stații, în ferme avicole de producție material genetic prin combinarea unor linii. Și acum aștept că o domniță vrea să parcheze, dar nu se pricepe foarte bine. Nu-i problemă. Poate că nici nouă ne iese de fiecare dată parcarea așa cum am vrea. Deci, Isa Brown și Lochman Brown, cele mai cunoscute găini pentru producția de ouă din lume. Și în România. Așa cum spuneam, ele se obțin în ferme de producție material genetic. Sunt exportate în toată lumea ca și puicuțe de o zi, inclusiv în România se obțin astfel de pui. Și putem să găsim și în magazine, în Agroland sau în alte magazine, le putem cumpăra ca puicuțe de o zi. Ele sunt deja sexate. Nu știu dacă știți, aici iarăși fac o paranteză. În ferma de producție material genetic, sigur că pui ies atât pui cât și cocoși. Apropo, încă nu a descoperit nimeni secretul pentru a obține doar puici. Așa că dacă mai auziți astfel de lucruri, că știe cineva cum se obțin doar puici din ouă, nu e ca la crocodil, ca la reptile în general, da? E o minciună. Nu. Și în fermele avicole se obțin atât puici cât și cocoși. Puicile merg pe o bandă și ajung fie în ferme, fie la persoanele fizice pentru gospodăriile individuale. Cocoșii merg la tocător. Nu știu dacă știți treaba asta. Deci cocoșii merg într-un malaxor, sunt tocați de vii de la vârsta de o zi și ajung hrană pentru pisici, hrană pentru câini și cine știe ce altceva mai ajung. Adică vedeți acolo mâncare pentru câini cu din carne de pui. E, cam de acolo. De la pui de o zi, cocoși de Isa Brown, Lochman Brown, tocați la malaxor și din multe alte surse. Bun. Acum, mergem în târguri și vedem la prețuri derizorii acele găini roșii de ou, care de fapt sunt Isa Brown și Lochman Brown. Și ne bucurăm că dăm pe ele între 10 lei și 25-30 de lei maxim, maxim. Dar în general sunt cam 15 lei, 20-25 de lei. Toată lumea cumpără pentru că, uite domnule, ce găină ieftină, hai să cumpărăm și noi. Mai ales că vânzătorul are grijă să ne spună că sunt găini de ouă. Care ouă, 300 de ouă pe an, care ouă și iarna. Deci ne face o poveste din asta de îl credem și spunem, bă, gata, am găsit găina cu ou de aur. Și noi cumpărăm. Ce cumpărăm de fapt? Cumpărăm niște reforme. Ce înseamnă reforme? Înseamnă că în ferma avicolă ce se întâmplă? O fermă de ouă cumpără, dacă nu are propria stație de incubare, cumpără puicuțe de o zi. Populează ferma, puicuțele sunt crescute la sol de la o zi până la o altă vârstă. În momentul în care încep să se apropie de ouă, sunt băgate în baterii, în fermele în care se practică această creștere în baterii, că sunt trei tipuri de ferme. Ferme cu creștere în baterii, ferme cu creștere la sol, dar în sistem închis, adică doar în hale, și ferme cu creștere mixtă, deci și în hală și în aer liber în padocuri. Așa se clasifică și ouăle, în funcție de modalitatea în care sunt obținute, de modalitatea în care sunt crescute găinile. Bun, ferma ce face?
a cumpărat puicuțele, le-a dus în, la vârsta de ouat. Puicuțele intră în sezon de ouat și le ține în fermă doar un an. De ce? Nu un an, atenție, m-am explicat greșit. Doar un sezon de ouat. De ce? Pentru că toate păsările femele au un număr fix de ovule. Vă dau un exemplu. 500. Nu știu, v-am dat un exemplu, da? O găină se naște cu 500 de ovule. Repet, e un exemplu ipotetic. Are varianta în care crescută natural în curte va depune câte 100 de ouă pe an în primul an, în al doilea 90, în al treilea 80, în al patrulea nu știu cât, până când se termină din ce în ce mai puține, pentru că producția de ouă la găină e cea mai mare în primul an, după care începe să scadă progresiv până când ajunge să nu mai fie deloc. Da? Deci crescută natural o găină în aer liber, în sistem extensiv, o găină va depune un anumit număr de ouă. Însă, crescută în ferma de producție, din cele 500 de ovule pe care le are, o găină în primul an va depune 300 și ceva. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ea nu mai este rentabilă, pentru că ea mai are 100 și ceva, maxim 200 de ovule, pe care le va transforma în ouă pe parcursul a 2-3 ani. Prin urmare, pentru fermă care trebuie să obțină profit, găina respectivă nu mai este rentabilă. Nu numai că și-a scos banii de achiziție ca și pui de o zi, banii folosiți pentru furajare, banii pentru energia electrică utilizată în hală, deci numai că și-a scos banii, dar și-a scos, a scos și profitul necesar pentru ca firma să poată, pentru ca ferma, sigur, să poată supraviețui în continuare, da? Și atunci ea devine inutilă. Ferma trebuie să scape de ea, nu de ea, de tot lotul pe care, cu care a populat, cu care a fost populată ferma. Și ce face? Le scoate la vânzare ferma la poarta fermei, când ele, repet, au terminat primul ciclu de ouat. Le scoate la vânzare la un preț derizoriu. 2 lei, 5 lei, 7 lei, nu știu cât, dar la un preț extrem, extrem de mic. Ce fac? Ce fac samsarii? Ce fac ăștia care se ocupă cu așa ceva? Știu când scot fermele loturile de găini, merg la poarta fermei și cumpără tot lotul. Vă dau un exemplu. 1000 de găini. Cumpără cu un preț de 5 lei găină. Da? Poate chiar mai puțin în unele cazuri. Găini Lochmann Brown și Isa Brown, repet. Ce fac mai departe? Umblă prin comune, se duc în târguri și vând aceste găini cu 25 de lei bucata. Adică gândiți-vă că le vând la un preț de 5 ori mai mare. Da? Numai că ce nu spun ei sunt următoarele lucruri. Găina aceea a fost ținută în anumite condiții, hrănită cu un anumit tip de furaj și deja a depus cel mai mare număr de ouă pe care îl va depune vreodată în viața ei. În momentul în care tu ai cumpărat-o, tu ca persoană care dorește să-și cumpere câteva găini pentru a avea ouă de consum în familie, da? Găina respectivă este epuizată. Multe dintre ele se și vede pe ele, fizic. Nu mai au penaji, sunt apatice, crestele sunt pale, bărbițele sunt pale, aproape albe. Da? Deci se vede, sunt epuizate găinile alea. Tu le-ai luat acasă și nu le mai ții la temperatură constantă, nu le mai ții la untru. Le duci acasă, le dai drum în curte, eventual le dai și o mână de porun și vrei ca ele să se hrănească, vrei să se ducă și în cotez și să se culce seara, da? Și mai vrei să mai și o producție record. Și constați cu stupoare că nu se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că n-are cum. Tu ai scos găina aia dintr-un mediu foarte atent, foarte strict, controlat și ai dus-o într-un mediu care nu-i mai oferă nimic din ceea ce îi oferea înainte ferma. Da? Nimic. Nu mai e temperatură constantă, nu mai e hrana pe care o primea, acea hrană pentru găini ouătoare. Tu îi dai tărâțe sau îi dai grăunțe sau știu ce îi dai, da? Și producția de ouă deja a scăzut foarte mult înainte să o iei tu. Pentru că, repet, ea a ieșit din acea etapă în care, în acea fază în care oua sau avea producția maximă de ouă. Bun, punem acum pauză și revenim.